Bună ziua! Nu puteți spune când putem începe, da? Putem începe. Spunem bună ziua! Sunt împreună cu doi colegi din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Noi venim în fața dumneavoastră pentru a anunța înregistrarea unui proiect de lege pe care o să-l facem mâine, referitor la aceste incendii de vegetație care se întâmplă în ultimul timp, iar în acest an, practic, iese de sub control. Noi avem o creștere de peste 1700%, dacă am luat în comparație cu anii precedenți, a numărilor de incendii a vegetației. Noi să vă prezentăm un mic filmuleț prin care au reușit câțiva tineri să-l monteze pentru a înțelege dezastrul prin care se trece cu aceste incendii în toată Republica. Și noi astăzi avem câteva zeci de mii de hectare care au fost arse. Sunt puse în pericol păduri. Noi cunoaștem câteva întreprinderi silvice care au fost nevoiți să tragă câteva brazi de bune în jurul pădurilor pentru a nu ajunge focul și în pădure, deci propriu zis. Și asta deja noi trebuie să conștientizăm că trebuie să oprim această practică vicioasă în care pur și simplu cineva cu chibriturile le pare că dau foc și eliberează terenul de iarbă uscată într-un fel sau altul, crezând că va crește mai ușor deci iarbă verde. Aceasta nu este o practică bună, pentru că noi prin aceste incendii distrugem și ecosistemul întreg prin care eu am văzut prin acel incendiu, am un video, deci în apropiere de Scoreni, în care au scos animale arse în urma incendiului, aproape 300 de hectare care s-au ars în apropiere de pădure spre Malcoci, Ulmu și alte câteva localități. Deci asta deja, cred că nu mai este ceva care pare așa, se întâmplă undeva, las că o să treacă și așa mai departe. Noi trebuie să oprim această practică vicioasă. Am să rog colegii de la IT să pornească acest video pentru a înțelege dezastrul prin care noi trecem. Porni, da? Că nu se aude sunetul de a-ți întreba. Noi putem, atât timp cât priviți, putem să vorbim. Noi avem, în acest an, în urma incendiilor de vegetație, avem deja, din cât informația care o am, două decese. Deci avem. Deci nu este ceva care este, s-a mai întâmplat vreodată. Avem două decese în această perioadă. Am avut într-o singură zi peste 652 de incendii. Deci am avut. Deci noi trebuie să conștientizăm că lucrurile trebuie oprite. Eu am să-l rog pe colegul meu, Dumitru Laiba, să prezinte inițiativa legislativă și deja mai departe o să ne adresați întrebări să vedem cum răspundem la ele, în dependență de interesul dumneavoastră. Da, bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Acest briefing și, în general, această comunicare a noastră este, în primul rând, o rugăminte. O rugăminte să ne dăm seama ce facem în fiecare zi și o rugăminte să încetăm. Nu există o justificare la această practică. Este un dezastru. Ceea ce ne facem cu mâna noastră. Și cel mai grav este că o bună parte din oamenii noștri care fac asta, o fac cu bună cunoștință. Nu fac asta din ignoranță. Nu fac asta din motiv că nu ar cunoaște despre daunele pe care le aduc. Încă niște cifre. În anul acesta, conform informației de la Ministerul Afacerilor Interne, avem 4700 de incendii de astea. 4700 de incendii. Asta sunt aproximativ cât 50 în fiecare zi, în medie. Comparativ cu anul trecut, în aceeași perioadă, ianuarie-martie, am avut doar 313 incendii. Haideți să comparăm. 4700 cu 313. Să vedem ce creștere nebunească am avut în doar un an. Suprafața afectată, 30.000 de hectare aproximativ. Asta e cam cât două raioane Dubăsari.
Asta este suprafața afectată de aceste incendii pe teritoriul întregii țări noastre. Nu avem chiar atât de multă bogăție ca să ne batem joc în halul ăsta. Doar în luna martie, pentru că, evident, în ianuarie nu au fost atât de multe incendii, doar în luna martie anul ăsta am avut 2200 de incendii. Mare parte cauzate de factorul uman. O mare parte nu sunt un accident. Sunt deliberate acțiuni cu cunoștință de cauză, cum am spus. Da, cum spune Lilian, doar sâmbătă au fost peste 600 de incendii într-o singură zi. Costurile sunt semnificative. Eu nu vorbesc de dauna adusă terenului, eu nu vorbesc de pierderile economice, putem vorbi de asemenea și de riscul la care supunem absolut toată infrastructura noastră, de la rețelele de telecomunicații, de rețelele de energie electrică, rețelele de aprovizionare cu gaze, case, depozite de, pentru furaje, pentru animale, care tot stau în centru, mă rog, în aceste zone. Și așa mai departe. Deci riscurile sunt imense, pagubile daunate sunt imense, doar costuri directe de la buget, ceea ce putem acum relata, 6 milioane de lei au fost cheltuite în cel mai direct mod pentru gestionarea acestor crize. Asta sunt costuri pe care noi nu trebuie să le suportăm în niciun caz și încă o dată este un apel în primul rând către cetățeni să încetăm, să avem o asemenea atitudine și o asemenea practică. Astăzi anunțăm acest proiect de inițiativă legislativă care va fi înregistrat în cel mai scurt timp mâine, pentru că este gata. Deci, ceea ce presupune acest proiect, propunem creșterea amenzilor pe cât de dureros acest subiect nu ar fi, dar trebuie să arătăm și o atitudine mai responsabilă încă o dată. Da? Pentru că nu este acceptabil atunci când o persoană pune sub risc viața și bunăstarea și siguranța și sănătatea unui întreg sat sau unei întregi comunități. Deci o să propunem creșterea până la aproximativ 50.000 de lei amenzi pentru incendierea intenționată a terenurilor, pășunilor, pădurilor și așa mai departe. În afară de asta, cumulativ, o să propunem privarea, în cazul agenților economici, care provoacă intenționat aceste incendieri pe terenurile agricole, o să propunem privarea de dreptul de a desfășura activitatea pe o perioadă dintre 6 luni și un an. Adică, efectiv, suspendarea activității. Pentru că în niciun caz nu este justificat ca asemenea practică să fie încurajată sau tolerată pe viitor. Este vorba de viitorul nostru al tuturor. În afară de asta, evident că o să intervenim cu anumite măsuri legale pentru ca acești agenți economici să nu poată accesa fonduri publice de la stat. Statul nu trebuie să tolereze și nu trebuie să susțină financiar din resursele sale limitate agenți economici care deliberat provoacă incendieri pe sute și mii de hectare din proprietatea lor. Și discutăm de asemenea despre posibilitatea arestului contravențional. Este așa instrument care o să-l discutăm și o să-l punem în funcțiune în acest... Deci, încă o dată, este în primul rând un apel și o rugăminte. Această creștere absolut disproporțională a incendiilor este rezultatul acțiunilor noastre ale tuturor. Haideți să ne dăm seama, oameni buni, ce facem. Haideți să avem grijă de peticul ăsta de pământ, pentru că altul nu avem și nu o să avem. Să avem grijă de solurile noastre, de apele noastre, de aerul nostru, de viața fiecăruia din noi. Două decese doar în câteva luni. Asta nu este normal. De aceea vă rugăm încă o dată să fim responsabili și să ne ajutăm unul pe altul să înțelegem. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, dragi cetățeni, eu reprezint Comisia Mediu și Dezvoltare Regională și aș vrea să pun un pic accentul pe
cauzele și deci apelul care este din viziunea ecologiștilor, din viziunea oamenilor acestei țări. Deci vedem că scara la care se produc aceste incendii este nemaipomenită, nemaivăzută, comparând cifrele cu anul trecut. Mulți colegi acum s-au implicat în stingerea incendiilor, avem colegi care au suferit riscuri de sănătate la stingerea acestor incendii. Deci avem într-adevăr pierderi mari pentru faună, floră. Deci în videourile care le-ați văzut, multe sunt în original cu sunet, vedem cum sunt cuiburi de păsări distruse, păsări de câmp, care deci reprezintă o valoare pentru flora și fauna Republicii noastre. Și important este să conștientizăm toți, ca societate, apelul nostru este să uităm de aceste metode învechite, să ne aliniem la politicile ecologice a Uniunii Europene, pentru că aceste incendii provoacă o criză ecologică de proporții, deci aduc daune aerului pe care îl respirăm, pun în pericol casele, pădurile. Să vedeți, deci aceste videouri au apărut, au fost repartizate pe rețelele sociale și deci tragedia momentului este foarte bine deslușită. Deci vedeți cum oamenii luptă pentru a-și apăra casele și la moment deja este vorba și viețile. Deci apelul nostru este, stimați cetățeni, dragi cetățeni, haideți să depunem un mic efort, pentru că la prima vedere această practică pare foarte ușoară, deci ne eliberați de anumite eforturi, distruge, nu știu, buruianul fără un mic efort, dar haideți să ne aliniem la standardele țărilor civilizate, să adoptăm practici care necesită poate mai multă muncă, dar ne oferă un cadru stabil, o viață mai curată din punct de vedere ecologic. Apelul nostru a tuturor deputaților este să ne respectăm natura, care este leagănul națiunii în care ne reprezintă. Mulțumesc! Mulțumim! Întrebări, da? Bine. Am câteva precizări. Da. Ați vorbit de creșterea amenzilor până la 50 de mii. Da, pentru agenții economici. Asta e pentru agenții economici, dar pentru persoanele care nu neapărat... Sunt de la 10.000, independent de prejudiciile care sunt aduse. Deci noi trebuie să înțelegem un lucru. În condițiile în care noi avem doar în timp de o săptămână peste 6 milioane de lei cheltuite ca să oprim aceste incendii. Asta noi vorbim cheltuieli directe. Vorbind despre cheltuielile indirecte, eu cred că se ridică la peste 100 de milioane. Dacă vorbim de viețile care sunt, noi vorbim despre viețile omenești, pierderile omenești care sunt, da, pierd total. Deci noi acum, cum să spunem, dar nu mai vorbim de calitatea aerului care abia de respiri. Noi avem și câteva hectare de pădure, deci care au ars vreo 14 hectare de pădure, care nu știu când se va regenera și în cât timp va crește, dar dacă luăm de pe un hectar de pădure, cât lemn, da, dar nu vorbim doar lemn, noi vorbim de cât aer noi respirăm din acest hectar de pădure. Acum, și câți bani va trebui să regenereze această pădure, deci înapoi, deci cheltuielile sunt enorme. Și atunci, pentru a putea curma această practică nesănătoasă, da, învechită, nu uitați-o cum doriți, deci noi credem că ridicarea acestor amenzi este pentru a putea educa lumea, da, și a educa, fiindcă marea majoritate sunt și unii agenții economici care lasă pârloagă anumite terenuri și se gândește omul că de ce nu în primăvară au aruncat un chibrit și cumva au rezolvat problema și au pregătit terenul pentru lucrări. Atunci ne-am luat decizia. În cazul când tu te comporți barbar față de terenurile care le ai în exploatare, da? Iar deci cer din partea statului subvenții pentru a-ți putea cultiva și așa mai departe terenul, noi considerăm că nu este corect. Ori noi, dacă subvenționăm din partea statului, subvenționăm și nu puțin, din sărăcia care este, nu puțin, subvenționăm pentru ca terenurile astea să fie prelucrate, deci eu cred că această practică barbară trebuie oprită pentru a nu avea acces la aceste fonduri și de ce nu să plătești bani, ca să putem cu acești bani să recuperăm acele pierderi pe care le-am avut în urma incendiilor. Și ați vorbit despre posibilitatea arestului contravențional, dacă puteți să-mi dați detalii ce înseamnă asta. Deci asta în condițiile când s-a dus de prejudicii enorme, din punct de vedere, cineva a dat foc și asta e vorba de câteva zeci de hectare și este demonstrat că prejudiciile care sunt adus sunt de zeci, sute sau milioane de lei, deci va trebui să răspundă în urma prejudiciilor, să răspundă și cu propria libertate.
care ați pomenit au fost decese din cauza incendiilor de vegetație? Da, au fost și în presă. Noi din presă, deci, parim strada Societeni, dacă nu mă greșesc, este un incendiu acolo care este prezentat și a fost în presă informația în care este, dar și nu doar. Deci aceste decese sunt consecințe ale incendiilor. Da? Este vorba de gazele care sunt sau emise din urma deceardelor și asta este vorba de sufocare. Deci noi trebuie să oprim această practică. Da? Deci noi nu putem, așa cum a menționat Dumitru, avem aproape suprafața a două raioane de dimensiunea deci, raionului Dubăsari. Dacă am luat așa, deci aproape 60% din suprafața raionului sau 50% din suprafața raionului Orhei. Cam asta ar fi. Da? 40-50% din suprafața raionului Orhei. Și de-abia eu înțeleg că noi în an am avut un an cu ploi. Un an în care a fost o vegetație destul de mare. Dar asta nu este un motiv ca noi să dăm foc. Cum am spus, deci acolo un iarbă uscată mai este și viață. Nu este doar iarbă uscată. Sunt păsări, da? Sunt animale. Deci eu v-am spus, eu am rămas stupefiat văzând un video care mi-a trămas un șef de întreprindere, cum stau animale moarte, da? Stau iepurași morți, stau pui de căprioare morți, cum stau fazani arși. Da, e că am văzut lucrurile astea. Așa cum întrebarea este, noi, pe de o parte, în ultimii ani a mai fost stopat vânătoarea ca să putem să se restabilească fauna, deci într-un fel sau altul, și prin asemenea acțiuni, eu sunt convins că unii nici nu conștientizează despre riscurile care sunt. Dar eu, dacă luăm calitatea aerului după urma acestei incendii, deci exact așa a luat incendii în Australia, în altă parte, da? Cineva să joacă, chibriturile să joacă. Dar când vântul a bătut în rafale în aceste zile destul de tare, a bătut vântul, acest foc care părea că va arde o suprafață de câteva are acolo pentru a curăța, s-a mutat un teren mai de alături, mergeți pe traseul Chișinău, deci Ungheni. Da, sau până la Glodeni. Eu ieri am fost până în Glodeni și am venit înapoi, te apucă groaza. Mergeți prin pădurea domnească, toată zona, ce e dezastru. Absolut, pe lunga Prutului, tot este ars. Vă duceți, cum îi zice, la Brănești, unde este școala de la Brănești, pe stânga, o să vedeți, ars câteva zeci de hectare, una cu pământul, de ce făcut. Poți vă dau zeci de adrese de asemenea fel. Eu sunt convins că aceste suprafețe care noi le-am spus, de 30.000 de hectare, ele sunt mult mai multe. Deci astea sunt, care sunt documentate și care au fost, deci putem să le prezentăm noastră. Dar în realitate ele sunt mult mai multe. Deci noi trebuie să trecem la o practică civilizată în care scurățăm gureanul, să-l dăm alături, el putrezește, mai departe devine îngrășămin, dar nu să dăm foc. Am spus că ele, riscurile, o să ne trezim că într-o zi, când o să ajungă să ardă casa cuiva sau să undă într-un sat, sau Doamne ferește, cum s-a stins deci focul lângă la Strășeni, sub podul care duce la Recea, vedeți, acolo în calea ferată, peste drum, la 20 de metri, stau trei benzinării, una lângă alta. Și dacă acest foc ar fi trecut drumul deci în partea cealaltă, lângă benzinării, care ar fi fost rezultatul? Da, stau trei benzinării, nu se dau din mirea una lângă altul. Deci stau pe stânga când merg spre Ungheni, Călăraș încolo. Și acolo toată traseul tot este dat foc. Da, și a ars până hăt. Și dacă zbura vântul cealaltă când bătea peste drum, care ar fi fost consecințele? Care ar fi fost? Deci eu zic, rugămintea este să ne oprim, da, să spunem top, ajunge abordării de a da foc, pur și simplu, pentru ca să ne ușurăm cumva situația de a rezolva problema cu vegetația pe care o avem pe terenuri. Mersi. Mulțumim.